Bună dimineața, bine te-am regăsit! Cum a fost ieri? Cum te-ai simțit? Ai trecut cu bine peste zi? Sunt curioasă. Bine, și curioasă cum te-ai avut cu demonii tăi interiori, care au fost supărările cu tine, care au fost frustrările interioare. Bine, dacă poți să mi le explici. Astea sunt chestii mai intime așa și nu cred că vrem să vadă toată lumea ce spunem și cum spunem. Că noi vrem să credem lumea, să creadă lumea că suntem zen pe din afară și că totul e minunat și extraordinar când colo... Pe dinăuntru este furtună, așa cum a fost săptămâna trecută în anumite zone ale țării, dacă mai țineți minte. Mulți copaci căzuți, țin minte. Să trecem la această zi de 3 august. Ne menținem în continuare pe linia aceea Soare în conjuncție Mercur în opoziție cu Saturn, dar oarecum astăzi se mai rupe, Luna este și ea într-un semn mai mișcător, în gemeni, reușim să trecem de la o stare la alta, reușim să ne conectăm la ceilalți altfel și gândurile nu mai sunt atât de împământenite ca ieri, adică astăzi parcă suntem dispuși să mai ascultăm și altă variantă. Haideți să ne uităm la fiecare dintre noi, nu uita să scuți și la zodie și la ascendent și să faci un mixaj între cele două. Nu uita că aici nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm în bob, nu spune lucrurile exact, sunt doar niște recomandări și bineînțeles nu fac etalări. Dacă vrei să vezi etalări, etalările sunt în altă parte, la colegii cu cărțile. Aici e astrologie, cu planete, cu astre, cu case, cu unghiuri, cu alte chestii. Bun, să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Munca. Muncă, muncă și iarăși muncă. De fapt, dacă ar fi să mă gândesc la un cuvânt cheie pentru luna august la tine, muncă. Asta trebuie să vorbești, trebuie să te implici, trebuie să spui ce-ți convine, ce nu-ți convine și fără frică. Fără frică că Soare în conjuncție cu Mercur spune, declară, chiar dacă încă sunt în opoziția cu Saturn, tu declară că nu ești de acord să faci aia, că nu vrei aia, că vrei aia lucrurile, că trebuie să vezi să negociezi, adică astăzi fii cât mai pe poziție, stai acolo, împământenit. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Să vorbim. Chestiune legată de casă, de familie. Planificarea unor evenimente, faptul că trebuie să-ți ajuți niște rude, faptul că trebuie să te implici în organizarea unor evenimente, toate astea îți vor consuma, bineînțeles, ziua, nu prea stă capul la serviciu, bineînțeles, ai chestii de făcut în casă, ai chestii de făcut pentru copii și multe cheltuieli, că dacă n-ar fi și astea, știi cum e, n-ar fi povestea întreagă, să avem un basm așa. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Vorbăra e multă? Curioasă dacă rămâneți ceva cu ceva din vorbărea respectivă, dar și o tendință de a vă impune, de a dori să vă impuneți, să spuneți voi ce știți și cum știți și să vă revoltați foarte ușor și să vă comunicați emoțiile. Astăzi, dintr-o dată, mai enervat, mai înfuriat, mai supărat. O să aveți din astea, să le spuneți și lor ce simțiți. Deci la Raci sau cei cu ascendentul în Rac. E, cu luna în casa 12, nu prea sunteți voi în apele voastre, s-ar putea ca ziua să treacă așa, știți, ca gâsca prin apă. Să treacă până la urmă, că e nevoie să se întâmple și lucrurile acestea dacă stăm bine și ne gândim. Dar e o perioadă foarte bună pentru cei care vor să învețe, să studieze, să facă ceva, să găsească un tutorial, să facă ceva practic. Trecem la lei sau cei cu ascendentul în leu. Toată furia. Toți nervii, toată frustrarea pe care ați, toate astea pe care le-ați acumulat în ultimele zile, eu în locul vostru m-aș duce acasă, mi-aș lua o rețetă și aș începe să tai niște chestii, să gătesc niște chestii. Adică trebuie să vă consumați acea furie într-o zonă care implică și mișcare, și energie fizică, și făcut chestii cu mâinile. Și Doamne ajută-ți multe chestii din astea pe lumea asta. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Păi să ne bucurăm. Ne bucurăm pentru că aveți Venus și Marte în casa 1. Aveți în casa 12-a. Soare, Mercur, trecem peste. Nu sunt ele... Nu vă fac așa mare plăcere, dar barem cu Venus și cu Marte. Puteți să mai umblați la cum arătați, puteți să mai vă mișcați cu Marte acolo. Energie, poate vreți dintr-o dată să depășiți un campion olimpic pe care l-ați văzut în ultimele zile. Marte asta vă face să vă implicați. Poate ați vrut să urmați un curs, o facultate, un master, n-ați avut curaj și dintr-o dată vedeți un articol sau cineva vă spune ceva și vă duceți acolo și ziceți, gata, domnule, de data asta mă bag. Chiar mă bag. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță, faceți orice, numai să nu vă implicați în viața celor vai de mama lor. Dacă aveți oameni care suferă, care sunt toxici, care... Da, sunați, scrieți-le, dar nu vă ceți acolo dintr-o dată să-i salvați. Lăsați-i să se vindece singuri, că sunteți voi cu ale voastre. Că dacă veți face pe mama de război astăzi, pe sora de război, cum se zice, nu faceți nimic bun, nu-i ajutați nici pe voi, nici pe ei. Cu grijă cu sănătatea. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion.
e un moment bun. De fapt, tot susțin de ceva timp chestia asta. Să mai cereți ajutorul. Mai ales dacă sunt chestiuni legate de casă sau chestiuni legate de, nu știu, nu aveți timp să faceți unele lucruri, vreți să mai faceți chestii în casă, aveți un proiect, cereți sprijin. Cu Venus și cu Marte în casa 11 este și păcat să nu cereți sprijin. Nu trebuie să le oferiți nimic câteodată. Unii oameni vă ajută și necondiționat. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Dacă nu sunteți în vacanță, e o perioadă foarte bună profesională. Bine, bună, dar cu mult efort, că avem Venus și cu Marte în casa 10 și sunt în Fecioară. Nu vine cu să se întâmple așa o chestie, să vă vină o idee și să salvați o companie sau să-i aduceți un profit. Nu, e cu muncă, e cu dat telefoane, e cu vorbit, e cu mers la ședințe online sau offline, e cu discuții, e cu răzgândiri. Deci, da, bani în profesional, sunteți bine aspectați. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Sfatul meu, să aveți grijă la serviciu, cine ce vorbește, cum vorbește. Mai greu cu bârfele, adică mai nu vă băgați în discuții, sunteți recunoscuți că sunteți mai tăcuți, dar aveți și voi zile în care vreți să vă relaxați și vă duceți poate pe balcon cu un coleg, o colegă și începeți să discutați tot felul de chestii. Nu credeți ce vi se spune. Nu. Nu credeți ce vi se spune. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Preocupările legate de bani. De banii voștri, de banii altora, că dintr-o dată sunteți preocupați cât ia oia, cât au oia, ce fac ăia, ce dreg ăia. De ce? Pentru că undeva e o nemulțumire față de ceea ce aveți și ceea ce ați reușit poate cu banii voștri sau poate ați fi vrut să-i gestionați altfel. Dar nu vă duceți la ceilalți și învățați voi, găsiți-vă voi resursele interioare astfel încât să gestionați altfel banii. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Dacă ar fi să ne uităm așa, cu Venus și cu Marte în casa 7-a și cu planetele în casa 6-a, aveți nevoie să stabiliți parteneriate, dar să stabiliți parteneriate în care să aveți niște limite cât mai clare. Adică dacă știți că veți intra într-o colaborare cu cineva, nu vă fie frică să-i spuneți. Și ziceți, fac și aia, fac și aia, fac și aia, dar nu fac asta. Adică nu lăsați ca și cum e by default, ca și cum să înțelegeți de la sine că nu o să faceți. Astăzi trebuie să fiți cât mai clari, cât mai expliciți și să știți ce vreți. Să vă priască această zi și să ne vedem cu bine mâine!